Putem începe? În primul rând vă mulțumesc că sunteți prezenți aici. În al doilea rând, vreau să vă prezint un document care atestă ilegalitățile care s-au comis în anul 2016, în perioada alegerilor prezidențiale, dar și ulterior. Vin în fața dumneavoastră în calitate de persoană care am intrat în posesia acestui material, nici de cum în calitate de procuror sau de persoană care investighează un caz sau altul. Lucrul acesta, evident, urmează să-l facă instituțiile abilitate ale statului. Orice formă de implicare în campaniile electorale, fie că e vorba de cele prezidențiale, parlamentare sau locale, care recent le-am avut și urmează și turul 2, cu implicarea elementelor de spălare a banilor și a corupției, trebuie condamnate cu fermitate și cei care sunt implicați să fie trași la răspundere în conformitate cu legea. Mai întâi am să dau curs scrisorii mele pe care o adresez domnului Dumitru Robu, procuror general interimar al Republicii Moldova. Ulterior am să citesc și o adresă, un raport care a fost elaborat și prezentat conducerii CNA în anul 2016, dar actualitatea căruia este valabilă și până în prezent. Dacă agreați această formulă, vă rog să binevoiți și ulterior, dacă veți avea vreo întrebare, cu multă plăcere mă strădui să vă răspund. Domnule procuror general, prin prezenta, în conformitate cu articolele 17, 20, 21, 22, 23 din legea numărul 39-1994 despre statutul deputatului în Parlament, vă remitem spre examinare materialele care scot la iveală un șir de acțiuni vădit ilegale de spălare de bani cu implicarea unor persoane fizice și juridice afiliate Partidului Socialiștilor din Republica Moldova. Din investigațiile Serviciului de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor din cadrul CNA, rezultă că începând cu anul 2016, mai multe persoane fizice și entități juridice de la noi din țară au participat activ într-o schemă de spălare a banilor în proporții deosebit de mari, cu o proveniență necunoscută prin intermediul unor companii offshore înregistrate în Bahamas și care ulterior au fost utilizați pentru finanțarea campaniei electorale a Partidului Socialiștilor din Republica Moldova. În acest context, ținând cont de competențele funcționale ale procuraturii stabilite de legea 3/2016 cu privire la procuratură, solicităm să verificați minuțios toate faptele descrise în materialele anexate și să întreprindeți măsurile ce se impun pentru asigurarea securității statului și efectuarea justiției, având ca scop combaterea corupției, protejarea sistemului național financiar bancar, financiar nebancar și apărarea drepturilor și intereselor legitime ale cetățenilor, precum și ale statului. Urmare celor menționate mai sus, solicităm să ne informați în scris despre rezultatele examinării materialelor respective și despre măsurile întreprinse în acest sens pentru tragerea la răspundere a tuturor persoanelor implicate
în comiterea infracțiunii de spălare de bani și de corupție. Este semnat de către deputații din Parlament, de către mine, de către domnul Octavian Țicu și de către deputatul Lilian Carp. Acum, cu permisiunea dumneavoastră, am să dau citire acestui raport. Rezultă că acest raport a fost elaborat la CNA de către domnul ofițer Adrian Țurcanu și a fost remis, adresat, prezentat domnului Vasili Șarco, care este șeful unei subdiviziuni din cadrul CNA-ului. Am înțeles că are și gradul de locotenent colonel. Raport. Prin prezentul vă raportez că în rezultatul măsurilor întreprinse și a analizii tranzacțiilor raportate de către instituțiile bancare în baza legii numărul 190 din 2607-2007 cu privire la prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, a fost identificată o serie de tranzacții suspecte efectuate de către societatea Exclusiv Media SRL. Fondator este deputatul socialist Corneliu Furculiță, care la 18.02.2016 a primit în conturile bancare deschise în Victoria Bank, societate pe acțiuni, mijloace bănești în sumă de 1.499.884 de euro sau echivalentul a 33.389.067 lei. De la compania offshore Westerby Limited, înregistrată în Bahamas, conturile deschise la Bank Julius Baer and Company Ltd. din Elveția. Ulterior, pe parcursul lunii martie-aprilie 2016, mijloacele bănești primite în cont de societatea Exclusiv Media SRL a fost retrase numerar de către directorul societății Burduja Petru și soția fondatorului Furculiță Ludmila în sumă de 20.774.800 de lei, având ca destinație restituirea ajutorului financiar la persoane fizice în sumă până la 500.000 de lei pe fiecare persoană. În rezultatul măsurilor întreprinse și conform contractelor de împrumut prezentate de către directorul societății Exclusiv Media SRL, a primit împrumuturi de la 11 persoane fizice, doar o clipă, vă rog, așa, în valoare totală de 5.045.000 de lei de la compania nerezidentă Buldveier Development LP, reprezentant Iaroslav Țurcan, suma de 100.000 de dolari americani, ceea ce constituie doar 7.010.000 lei din suma totală de 15.264.800 de lei retrase în numerar. Mai mult ca atât, directorul companiei Petru Burduja a declarat că suma de 8.800.000 de lei a fost acordată sub formă de împrumuturi la 17 persoane fizice afiliate, a câte 500.000 de lei, fără dobândă, cu scadența la 31.12.2017, fapt ce ne induce la părerea că toate contractele cu persoanele fizice sunt fictive, urmărându-se scopul lichifierii și legalizării mijloacelor financiare primite de la compania offshore Westerby Limited. De asemenea, s-a stabilit că societatea Exclusiv Media SRL a transferat suma
de 2 milioane de lei la societatea autohtonă, întreprinderea cu capital străin sau de stat, Telesystem TV SRL, fără activitate fondator Media Invest Service Rusia, care la rândul său a retras de pe conturi mijloacele bănești în sumă de 1.410.000 lei în numerar cu destinația rambursarea împrumuturilor. Din informațiile obținute, mijloacele bănești în sumă de 1.499.884 euro, echivalentul a 33.389.067 lei, primite de la Osterbay Limited, vor fi utilizate pentru finanțarea campaniei electorale a Partidului Socialist din Republica Moldova la alegerile prezidențiale din toamnă. Conducătorul exclusiv Media SRL este Petru Burduja, care la rândul său este alături de Dumitru Ciubașenco, fondator la o altă instituție media, Panorama de CSRL, cu pagina web www.pan.md. Tot exclusiv Media SRL aparține și site-ul argumentă IFACT Moldove. Petru Burduja a fost candidat la funcția de deputat pe listele PSRM, iar în prezent este vicepreședintele fracțiunii PSRM din Consiliul Municipal Chișinău. Fac o remarcă aici, informația este în 2016, vă rog ca să rețineți. Mai departe, printre instituțiile media partenere indicate pe tsn.md se regăsesc actualități.md, replica.md. Pagina actualități.md este înregistrată de Iuri Vitneanski și el consilier municipal PSRM, iar replica.md este înregistrată de un oarecare Roman Fiodorov, anterior membru al Tineretului Comunist filiala Bălți. Totodată s-a stabilit că compania Osterbay Limited, la data de 14.03.2016, a acordat un alt împrumut în sumă de 5 milioane euro societății din Republica Moldova, Natur Bravo Societate pe Acțiuni, anterior la 26.10.2015, a mai primit împrumutul de 1.035.180 euro de la Osterbay Limited, directorul cărei este Keiman Vasilii din Federația Rusă. Din declarațiile directorului financiar Kulinski Ivan, suma de 410.000 de euro a fost utilizată pentru procurarea utilajului din Elveția necesar la producerea sucului de mere. Urmarea examinării contractelor de împrumut din 15.02.16 a societății comerciale exclusiv Media SRL și a contractului de cesionare a datoriei numărul 15.050 din 12.10.2015 a societății Natur Bravo Societate pe Acțiuni, încheiat companie offshore Osterbay Limited, s-a stabilit necorespunderea semnăturii directorului Zulfi Sadai Santa Maria Guerrero în contractele menționate, cu semne evidente de falsificare. De menționat că directorul societății comerciale exclusiv Media SRL, Petru Burduja, refuză să prezinte în original contractul de împrumut cu Osterbay Limited. Din cele relatate, putem concluziona că persoanele fizice și juridice enumerate supra sunt afiliate și participă într-o schemă de spălare a banilor cu o proveniență necunoscută, urmărit în cele de urmă scopul de a legaliza banii pe teritoriul Republicii Moldova și finanțarea partidului politic PSRM în campania electorală.
Reieșind din cele expuse, faptele descrise denotă circumstanța a elementelor constitutive a infracțiunilor prevăzute de articolul 243, spălarea banilor, consider oportun ca materialele acumulate de transmis în adresa Direcției Generale Urmărire Penală pentru examinarea acestora în conformitate cu legislația în vigoare. Semnează ofițerul superior Adrian Țurcanu și, precum v-am menționat anterior, ea a fost adresată domnului Vasile Șarcot de la CNA. Din informațiile care mi-au fost prezentate, ar rezulta că în acea perioadă acest caz și această situație, acest dosar a fost clasat temporar, deoarece factorii politici din acea perioadă au decis că e mult mai important ca să fie susținut Igor Dodon la președinție. Banii de aici rezultă și încă o dată menționez. Este un raport elaborat în cadrul CNA. Nu mi-aparține mie, nu pot confirma veridicitatea 100%, de aceea și m-am adresat procurorului general. Vă ziceam că cazul respectiv a fost oarecum mușamalizat, deoarece cel care dirija toate în țară în acea perioadă a decis că Dodon ar fi mai degrabă un partener decât să vină la putere doamna Maia Sandu ca și candidată în alegerile prezidențiale din 2016. Cam atât de moment, doar vroiam să vă mai spun că atunci când împreună cu deputații Lilian Carp și Octavian Țicu am semnat o inițiativă de a fi cercetat penal președintele actual al Republicii Moldova, Igor Dodon, am avut și motive și vreau să vă asigur că vom prezenta și alte materiale ulterior. De aceea fac încă o dată un apel către deputații din Parlament să semneze acel demers, nu pentru a ne răzbuna pe cineva, nu acesta este scopul meu sau a colegilor noștri, dar a afla adevărata situație. Dacă a fost implicat Dodon și Partidul Socialiștilor în spălare de bani, sau dacă n-au fost, foarte bine. Dar de aceea este procuratura, sunt instituțiile statului ca să clarifice situația reală. Profit doar încă un moment de ocazia de prezența dumneavoastră ca să vă mai spun un caz după mine care depășește orice limită rezonabilă sau decentă. La 11 iulie anul curent, Guvernul Republicii Moldova a rechemat în mod curent sau în mod firesc 4 ambasadori din Polonia, din Canada, de la UE și din Turcia. A doua zi, guvernul a prezentat proiectele de decrete lui Igor Dodon. Vedeți, cutuma și practica noastră națională ne arată că un document de la guvern, și anume în cazul ambasadorilor, durează până la 10-15 zile, nu mai mult, ca să fie semnate decretele. Nici până astăzi Igor Dodon n-a semnat decretele de rechemare a 4 ambasadori care și-au depășit termenul normal de aflare misiune. Unii chiar dublu le-au depășit. De unde rezultă că Igor Dodon forțează mâna Ministerului de Externe, Guvernului, dar și a Comisiei Parlamentare pentru Politică Externă și Integrare Europeană, din care am și eu onoarea să fac parte și am dubla onoare până în prezent să o conduc, ca să-și impune
ambasadorii lui. Nu putea să treacă aproape 4 luni de zile ca aceste decrete să nu fie semnate. Iată care este adevărata reținere și nesemnare a acestor decrete. Fapt care a generat, evident, multe întrebări în mediul diplomatic și în cadrul Ministerului de Externe. Dar asta așa ca partea a doua. Vă rog, dacă pe primul subiect aveți întrebări, chiar vă rog. Oxana Bodnar, Publica TV. Referitor la acest raport a CNA, dacă cunoașteți, în baza căror informații a fost întocmit, a fost un denunț sau de la... Nu cunosc în baza căror, de aceea am și menționat. N-ar fi corect, nu l-am căutat, mi-a fost prezentat acest raport și de aceea am făcut această interpelare, această adresă către Procurorul General să clarifice în ce stadiu de examinare, dacă este, și altă informație relevantă vis-a-vis de cazul respectiv. Și bănuiesc că nu e unicul caz, fiindcă diversitatea geografică cred că este mult mai mare. Bahamas, ca să vă spun o chestiune mai delicată, în campanie electorală eu am candidat pe o circunscripție uninominală, 26, în Chișinău. E Buiucani, parțial, centru și telecentru. L-am avut concurent de la socialiști, un candidat care la o televiziune a menționat expres că el nu poate să-și permite să facă împrumuturi sau credite să ia din Republica Moldova, fiindcă sunt 10-15%. Dar a reușit din Bahamas să facă un împrumut, dacă nu greșesc, de 2 milioane cu 2%, 2-3%, la care am rugat și eu. Și aș vrea și eu să fac un împrumut la dobânda respectivă, 2-3%, să-mi dea și mie o adresă din Bahamas, ca aș merge și eu. Nu chiar 2 milioane, dar cred că 1 milion aș putea să fie împrumutat la dobânda respectivă. Evident că nu mi s-a dat, dar am zis-o și eu. De asta v-am zis că sunt suspiciuni că a fost valorificat din punctul meu de vedere. Nu pun mâna în foc și nu confirm că anume așa este. Este o supoziție a mea și l-am avut și concurentul din circunscripția uninominală care a confirmat public lucrul ăsta la o televiziune că a luat un credit de acolo. Vă rog. Ați spus că investigația a fost clasată, dar mai exact, a fost pornit un proces penal, dosar penal, dacă cunoașteți. Nu cunosc, fiindcă n-am discutat și n-am solicitat de moment încă nicio informație de la CNA sau de la Procuratura Generală. Doar am raportul respectiv și mai departe procedura va dura, să zic, legală, corectă și vom afla. Dacă puteți să ne spuneți, măcar din ce parte, adică politicului sau din partea totuși instituțiilor, structurilor de drept a venit acest raport la dumneavoastră, ca să cunoaștem care este sursa totuși, cine este interesat ca acest subiect să fie discutat totuși. Uitați-vă, este CNA. Da, dar ați primit direct din CNA? Bine, de la CNA? Astea sunt detalii de altă natură, e important conținutul și verificarea a faptei. În rest sunt lucruri rutinare. Când ați primit mai exact? Înainte de campanie electorală sau acum? Cred că nu contează perioada. Nu contează. Contează pentru mine și cred că și pentru toți cetățenii noștri, pentru toți alegătorii noștri, conținutul, veridicitatea informației, adică verificarea veridicității informației sau infirmarea ei. Nu am zis și că nu acuz și nu am calitatea asta de a acuza pe cineva. Este doar o suspiciune, dar cred că pe alocuri rezonabile, deoarece a fost elaborată în cadrul CNA-ului. Nu eu am elaborat-o sau un oricare alt cetățean. Și v-am zis, factorii politici din acea perioadă, la sigur că au convenit, au bătut palma, ați văzut și dumneavoastră prietenia binomului până pe 7 iunie, până la ora 16, dacă nu greșesc, cu discuțiile, cu îmbrățișări și cu alte lucruri între Dodon și Plahotniuc, ca să
ca să vă aduc aminte. Da, ne spuneți, vă rog, dumneavoastră ați discutat și cu alți deputați din blocul acum ca să semneze această adresare la Procuratura Generală, pentru că iarăși vedem că a fost aceiași deputați, sunt domnul Carp, domnul Țicu, restul... Nu, aici am în cazul de față doar cu colegii care au fost mai în preajmă, mă refer. Uh-huh. E o chestiune mai sensibilă și nu e cazul de a... n-a fost cazul de a... să zic așa, multă vizibilitate. Nu, n-a fost cazul. Am făcut un apel cu limba română. Dar la aceea o să revenim mai târziu la subiectul respectiv. Și am o precizare, vă rog, despre ambasadori. Dumneavoastră deja cunoașteți numele oamenilor care au fost propuși pentru funcție de către guvern, pentru funcție de ambasadori în locul celor care au fost rechemați? Ei bine, uitați-vă, în cadrul comisiei săptămâna trecută noi am dat aviz pozitiv pentru doi ambasadori. Uh-huh. Unde? E vorba de Turcia, domnul Croitoru, ex-bașcanul și ex-ambasador în Elveția în perioada 2006-2007, cred că, și doamna Daniela Morar, fost viceministru și secretar de stat la externe, care va merge la Bruxelles la misiunea noastră la UE. Sunt două candidaturi. Mai departe, guvernul, conform legislației, guvernul trebuie să-i aprobe, să-i accepte, de vreme ce ministrul de externe, conform legislației, propune candidaturile, vin la comisie, la comisia parlamentară de specialitate, ulterior merg la guvern și ajung la semnarea la decret, la Igor Dodon. Dar a fost propusă, de exemplu, persoana pentru funcție de ambasador în Statele Unite ale Americii? Nu cunosc și nu m-a informat nimeni. Mă rog, dacă se consideră că nu e cazul, îi privește. Dar vreau să vă asigur că în cadrul comisiei vom examina cu toată responsabilitatea candidaturile. Și sunt adeptul fervent al promovării ambasadorilor, a diplomaților de carieră din cadrul Ministerului de Externe, a diplomaților care cunosc ce înseamnă diplomație și au și experiență practică. Fiindcă doar ambasadori care merg ca să, doar să ne reprezinte, da, ca ceva decorativ, nu avem nevoie. Diplomația moldovenească are nevoie de diplomați și de ambasadori care au experiență de ani buni și știu cum se elaborează și o notă verbală, și o notă informativă, o notă de convorbire și alte documente ce ține de corespondența diplomatică. Nu trebuie să le facă alții, dar și ambasadorul, că el nu este doar un element pur decorativ. De aceea vom insista, indiferent că este din Statele Unite sau din oricare alte țări, ne vom strădui și comisia, în măsura competenței, în virtutea competenței pe care o are, va examina și își va da votul favorabil sau mai puțin favorabil. Și încă o întrebare, vă rog. Dacă nu se supără colegii, că ați monopolizat. Nu cred. Încă o întrebare despre alegerile locale. Anterior, dumneavoastră, înainte de 20 octombrie, înainte de primul tur, ați spus că susțineți pe domnul Octavian Țicu. Acum deja avem turul 2 și avem pe domnul Ciuban și Andrei Năstase, doi candidați. Așa. Pe cine veți susține și dacă cumva, nu știu, n-ați avut o discuție cu domnul Năstase despre faptul că nu ați susținut în primul tur? V-am spus și data trecută și rămân pe aceeași poziție, că nu-mi schimb opinia sau abordarea mea în funcție de un rezultat sau altul. Vin din fracțiunea Platforma DA, în care există, și confirm lucrul ăsta, democrație. Suntem 12 sau 13, acum nu mai țin minte cât suntem, dar avem pe unele subiecte abordări diferite și opinii diferite. Domnul Năstase, ca liderul partid, nu sunt membru de partid. Da, ca să fie foarte clar, nici a PAS-ului și nici a DAU-ului. Și domnul Năstase, am colaborat foarte bine și sper și de acum încolo în același spirit al colaborării. Dar când e vorba de unele aspecte care eu le văd diferit, voi proceda
cum consider eu că e mai bine, conform convingerilor mele. Și lucrul ăsta îl știe atât domnul Năstase, cât și doamna Maia Sandu. Deoarece, chiar de la bun început, am stabilit foarte clar că nu mă voi implica sub nicio formă în activitatea partidelor lor. Particip împreună cu ei la alegeri, dar în activitatea partinică nu voi participa. De aceea, cu mult plăcere m-aș întâlni în orice moment și cu domnul Năstase, nu văd niciun impediment. Nu cred că are motive să se supere, asta și democrația, ziceam. Diversitatea de opinii consolidează democrația. Am susținut pe domnul Țicu, da, am spus-o public, asta a fost opțiunea mea. Ceea ce vă spun cu certitudine, că nu voi susține candidatul socialiștilor. Categoric nu voi susține. Adică în turul 2 deja susțineți pe domnul Năstase. Concluziile le trageți dumneavoastră deja. Uh-huh. Și despre, adică eventuală retragere din fracțiune, cum dumneavoastră ați spus, deja decideți. Haideți, după turul 2, da, după eu am zis, după ce finalizăm alegerile locale, atunci revenim la subiectul respectiv. Eu v-am zis, în platforma, da, există suficientă democrație și respect față de diversitatea de opinii. Consider că și după alegeri această atmosferă ar trebui să domine spiritul de echipă și în cadrul platformei, da. Alți colegi mai aveți? Atunci nu rămân decât să vă mulțumesc foarte mult. Am aici copii, cei care doresc să ia cunoștință cu acest raport, chiar vă rog, dacă aveți... Dacă mai este cineva. Da, și eu vă mulțumesc.